Așadar, dragilor, continuăm activitatea pentru ceea ce înseamnă, așa cum spuneam în ultima secvență, cred că o să scoatem, George, un volum cu subiectele acestea tari, frumoase, care presupune ce? Pregătirea pentru selecția în centre de excelență. Dar trebuie să vă povestesc un lucru. Debutul să facem sub formă de un mic incident. George are un câmp frățior, Mihai, și i-am povestit că noi ne-am propus să facem asta și el, Mihai, cu 2 ani și mai mic, nu? În clasa a doua, a auzit că facem noi un lucru de asta extraordinar și atunci a spus, nu se poate, trebuie să particip și eu, vreau și eu să particip. Bine, Mihai, mai târziu lucrurile acestea vor fi ușor înțelese de tine. Acum, noi ne pregătim să continuăm treaba și ce ne-a făcut Mihai? Ne-a ascuns, Mihai sau George, nu știu care e unul din ei, mi-a ascuns caietul. La lui George a fost ascuns ca să intervină și el, să fie și el prezent. Deci, vedeți, sunt și etape de astea de șantaj. Mihai. Nu șantă, Mihai se întâmplă să fie, nu? Da, Mihai, știu, când de face el face astea? Deci e un șantaj ușor făcut. Da. Am căutat caietul nebunit până când l-am găsit, dar acum ne apucăm de treabă, pornim repede. Subiectul numărul care? Ies 4 ani de seama. Acum 4, da. Da? 4. Cum sună, te rog? Descoperiți regula care s-a aplicat coloanelor pentru a afla numerele scrise pe ultima linie, apoi afla suma numerelor A și B. Mai citești o dată. Trebuie să vezi coloanele. Trebuie să văd asta, da? Da. Nu mai mi-au luat să ochelarii. 4. Ia adu-mi-te, te rog. Da? Ia-mi aici? Foarte bine. Foarte bine. Deci e vorba de a găsi coloane, înseamnă că sunt mai multe coloane, da? Da. Deci, pe coloana întâi. Ia să vedem cum arată. Deci, coloana întâi. Uite așa, am știut să o prezint cât mai bine, încadrându-o așa. Coloana întâi. 1, 18 și, pe urmă, 19. Coloana a doua. 2, 6, 10. Coloana a treia. 5, 1, 26. Coloana a patra. 14, 1, 14, 3, pardon, 3 și 199. Coloana a patra, a cincea, 3, 7 și A. Coloana asta, a șasea, 17, 10 și B. Deci, la subiectul acesta, ne se prezintă 1, 2, 3, 4, 5, 6 coloane. Autorul ne obișnuiește cu ideea de lucru. Da, ideea de lucru. Habar nu am cum aș mai continua dacă ar fi încă un termen. Înseamnă că se formează un șir de termeni. Da? Da. Și după ce ne obișnuiește cu rețeta de obținere la mai multe șiruri, la 4 șiruri, 1, 2, 3, 4, deci dacă ați descoperit-o, aplicând aceeași rețetă la calastea 4, continuați voi să vedeți cine este A și cine este B aici. Foarte tare, și aici ești. Atunci când ai avut tu subiectul ăsta, cum ai gândit aici? Cum am gândit aici? Da. Păi, m-am uitat mai întâi la ordinea, cum urmează un fel de... O rețetă. O rețetă. Deci ar trebui să descoperi rețeta. Uitați ceva, 19 minus 18 este egal cu 1.
19 minus 18 face 1. Da. Deci din ăsta, scalzi pe ăsta și ți-a dat 1. Da. Ar fi o primă rețetă de aici. Da, aceeași trebuie aplicată. Nu sunt sigur. Bun, aceeași trebuie să aplicăm și aici să fie la fel. 10 minus 6, nu e egal cu 2. Gata, pică rețeta. Gata, deci nu e bun. Nu e bun. Atunci, adunăm 1 cu 18 și ne dă 19. Pentru asta e bun, dar de aici, da, aici nu mai merge. 2 cu 6 îmi fac 10. Imediat. Deci deocamdată, din observația asta, de aici se aplice și aici, și aici, și aici. Da. Ca să putem continua. Deci aceeași treabă trebuie să se aplice. Hai să încercăm o altă rețetă. Cred că știu și eu. Ia, te rog. 19 plus 1 dă 20. 20 cu 2 mai mare decât 18. 6 plus 6 plus 2 este egal cu 8. 8 este mai mic decât 2 cu 20. Asta, da, după aia vine 5. 5, 1, 2, 6, cum se leagă acolo? Nu. Nu se mai leagă deloc, moare. Da. Foarte greu. Foarte tare. Da, e... Iar, din nou, eu am așa... În urma experienței mele de-a lungul anilor, am atâta convingere că o pot face, încât din clipa asta problema începe să fie interesantă pentru mine. Da? Deci nu abandonez. Da. Încep să îi iau deoparte și zic, băi, stai o secundă. Citesc un pic în memorii fel de fel de lucruri. Bunară, spune-mi tu cum aș continua și următor. 1, 5, 9, 13 și te rog să spui cum continui. Aș suntea virgula la... Nu, n-am pus virgula, am pus... ca să fac distinții. Deci 1, al doilea este 5. 4 în 4. Adică cât ar fi următorul? 17. 17. Următorul? 21. 21. Și adică din 4 în 4, da? Da. Bun. Este o chestie foarte tare. Și ai putea să scrii, să spui tu cine este cel de pe locul al 20-lea? Al 10-lea mai întâi. Cel de pe locul al 10-lea. Anticipează-l deodată. Cum să-l anticipezi? Adică ăsta e pe locul 1. Da. Da, e pe locul 1. Ăsta e pe locul 2. Hai să spunem A1. Ăsta e al 2-lea. Ăsta e al 3-lea. Ăsta e al 4-lea. Ăsta e al 5-lea. Ăsta e al 6-lea. Vreau să-l scrii deodată al 10-lea. Cam care crezi că este al 10-lea? Imediat. Asta e 38. 38? Da. Adică ce ai făcut tu? Ai zis 21, 25, nu? Pentru a... e din 4 în 4 sau din 5 în 5? Păi din 4 în 4 mi-ai spus mai devreme. Da, am spus din 5 în 5. Deci, 5, 29, 30, 36, 37. Cât? 37? Da. Dacă zic a 100-lea, cât este cel de pe poziția 100? Mai am timp să-i scrii pe toți 100? No. Ce fac eu aici? No. Trebuie să găsesc o șmecherie. Ne pune un 0, cred. Deci vezi, eu te invit acum să pornim la treabă și să descoperim foarte mulți termeni și lucruri așa asta. Mai degrabă trebuie să găsim o rețetă. Ăsta, de pe locul 1, al primul, este 1. Vezi? Care mai poate fi scris ca 4 ori 0 plus 1. Da. Că 4 ori 0? Da. 4 ori 0 plus 1.
Al doilea este 5, care pe care îl scriu 4 ori 1 plus 1. Da. E bine? Da. 4 ori 1 plus 1. Al treilea este, cum îl vedem, 9, pe care îl scriu ca fiind 4 ori 2 plus 1. Da. Atenție! Al treilea e 4 ori 2 plus 1. Al patrulea cât ar fi? Al patrulea ar fi 4 ori cât? Al patrulea ar fi... Păi îl vede cât e al patrulea? 13. 13, atunci apoi 4 ori 3 plus 1. Da, următorul ar fi 4 ori 4 plus 1. Și tot așa. Doar că se mărește de la... 4 plus 1. Deci indicele ăsta, 4 rămâne tot timpul. 4 ori 5. Da? 4 ori cât? 5. Următorul, 4 ori 5, da? Al șaselea este 4 ori 5 plus 1. Da. Adică, vezi, indicele al șaselea, 6 ăsta, înseamnă 4 ori cu o unitate mai mică decât indicele. Da. Ai putea să spui tu cât este a puterea 27? Nu la 27, a 27-lea termen? Să mă gândesc, da, n-aș putea, cred. N-aș putea. Ba da, al șaselea e 4 ori 5. Adică 4 ori 20 și 6. Pașelent. Plus 1. 4 ori 26 plus 1. Gata, ai găsit rapid deodată în spiel, ai găsit rețeta. Da. Formidabil. Aici la A-ul sutelea câtele este? 4 ori 99 plus 1. Asta e, 4 ori 99 plus 1. Nu valoarea în sine, ci rețeta mă interesează. Da? Da. Vezi ce tare suntem? Dar scrii și tu, măi, chestia asta. Nu vrei să scrii? Ba, e important. Dar dacă nu vrei să scrii, tu știu ce vrei să spui. Oricum, la Prof Online nu o să ne întâlnești. Ce? Nu o să întâlnești la Prof Online lecția asta care va fi scrisă pe internet? Ba da. Dar dacă nu mai punem pe internet și facem noi un pachet de DVD-uri, atunci numai dacă vei avea pachetul de DVD-uri, vei ști șmecheria asta. Da, da, el fac dumneavoastră, deci eu gratis. Tu e? Nu? Deci tu foarte tare ești. Deci dacă noi facem un pachet de DVD-uri cu probleme de astea de excelență și o să-l pun la Prof Online, știi că sunt la mine, acolo sunt 18 volume. Și dacă o face un volum de ăsta cu probleme tari, noi nu mai putem pune pe internet. Știu, de asta vreau. Și atunci va trebui să, pe cei care atenționăm că există pachetul de excelență, nu? Așa este cu probleme foarte tare, frumoase, care învățăm să judece, să gândească, ei vor trebui, ca să intre în posiție, vor trebui să dea un bănuț acolo, destul de puțin față de cât e suma pentru meditații, să zic așa. Da. Însă tu spui acum așa, nu, tu nu va trebui să dai bănuț pentru că tu ești coautor la treaba asta. Nu ești coautor, practic. Da. Eventual trebuie să primești un bănuț. Da, și poți să-l iau gratis. Am deci neapărat vei lua gratis volumul acela. De acord cu asta. Așadar, merită să scrii. Acum că până când facem toată povestea asta, trebuie să fie scris. Cam cât durează. Foarte tare. Cât? O lună? Nu. Dacă noi în astea 4 zile facem volumul, unul sau două, cât ne hotărâm, eu cred că pe săptămâna care viitoare gata volumul și urmează să-l punem la vânzare, da? Bun. 4 ori 2, 6 plus 1. Și tu ai înțeles acum foarte bine rețeta, trebuie să scrii și tu ideile astea care le avem aici. Deci pentru șirul 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, da. Am pus pe dedesubt, este primul, al doilea, al treilea, al patrulea și mai departe, al 10-lea,
Tu pe al 10 l-ai găsit, dar când ți-am spus, hai găsește pe al cel de pe poziția 100, ai spus, hai de mine, e greu. Da, dar acum nu mai e. Dacă acum, după ce am descoperit rețeta, totul este perfect. Da. Dar mă întreb ce am putea face mai departe. Adică ce legătură are chestia care facem noi cu ce avem de făcut, nu? Foarte tare. Vezi, aici îmi place, măi, discuția asta mi-e place. Adică tu spui, nu cumva nenelelor bați câmpii? Asta îmi spui tu, nu cumva bați câmpii? Nu te înțeleg. Cam care e ideea? Unde vrei să ajungi? Că noi avem altceva de făcut, spui tu. Da. Dar eu acum vreau să fac un antrenament pentru ca ochiul nostru să se dezvolte și să putem descoperi mult mai ușor și subiectul acela care îl avem de aici în față. Ia să vedem așa. Adică să găsim rezolvarea, pur și simplu. Uite ce te rog eu pe tine. Dacă zic așa. 1, 3, 4, 7, 11, 18 și mai departe. Descoperi tu pe următorul. Meiază. Uite de la șmecherii, ce-o fi gândit eu aici, cum am făcut. Știu, prins. Se văd? Da. Deci, 4 minus 3, 1. Așa. 7 minus 4, 3. 11 minus 7, 4. 18 minus 11, 7. Sau. Sau. Sau, altfel. Ăsta e egal cu cei doi din față adunați. Da. Următorul cu cei doi din față. Da. Ăsta de aici cu cei din doi din față. Numai că ăsta de aici nu mai are doi în față. Deci am zis unul, puteam să calci orice număr. Dar de acum am respectat rețeta de la al treilea încolo. Deci rețeta fiind așa. De aici încolo, de la al treilea, e suma celor din fața sa. Da. De acord? De acord. Ce frumos! Foarte tare ești. Foarte frumos. Te rog să spunem care e următorul aici. Care e următorul? Da. Deci 29. 29, sigur că de suma celor din fața sa. Care e următorul? 47. 47. Următorul. 76. Excelent. Și mai departe. Gata. Gata, acum poți să scrii, să continui șirul pentru că șmecheria a fost pusă la punct. Da. Fiecare care urmează este suma celor din față. Da. Primilor doi. Dar poți să fie și trei adunați. Da. Da? Deci... poți să construiești tu rețetele și cele mai șmechere. Poți să fie ăsta egal cu suma dintre... diferența dintre ăsta și ăsta. Da. Adică, uite, vezi, mă pot gândi așa. 1, 3, iar următorul să fie diferența lui 3, îi pui diferența între 3 și 1. Adică ăsta e ideea aici, îi pun diferența dintre el și el din fața sa. Deci vine 3 plus 3 scăzut 1 plus 2. Adică 5. Apoi, lui 5 îi pun diferența dintre 3 și 5. 2. 2, 7. Păi da, asta e ușor.
După aia nouă, după aia auzi procedura. Cred că așa vine, da? Da, eu din 2 în 2. E din 2 în 2, gata, s-a văzut foarte ușor. Deci am vrut să o complic, dar devine foarte simplă. Din primele două. Da, din cauza diferenței dintre 1 și 3. Deci totul a fost perfect. Ai văzut foarte bine. Da, George. Dar hai să mai să fac pur încă unul, după o șmecherie, să văd dacă îmi descoperi tu. Dar care e chestia chiar cu toate șmecheriile? Păi toată povestea că autorul își face șmecheria și te pune pe tine la treabă. Ia uite. 1, 5, virgulă. Am să-l ridic pe ăsta la pătrat. Ce înseamnă la pătrat? 1 ori 1. Deci pe ăsta să-l mulțești prin el însuși. Și adun cu ăsta. 1 ori 1 cât face? 1. Și cu 5? 6. Pe urmă. Ca să-l cozez pe ăsta, 25 5 și cu 6, 31, apoi. După aia, apoi, 6 ori 6, 36, plus 31, 67, apoi. 31 ori 31 ți-o face, că-l face 961, mă rog. Da. Și la care se duc 37. Și mai departe, poți continua așa. Da. E o șmecherie foarte ascunsă aici. Eu dacă mă aflu în fața ieșitului ăsta, 1, 5, 6, 31, 67, mă termină. Că autorul a fost chestia asta. Ăsta din față, deci pe primii doi ea la început, degeaba, îi dă cum vrea el. Dar rețeta este, pe ăsta din față îl mulțește prin el însuși, unor unu, și adună cu ăsta, ca să-l construiască pe ăsta aici. Da. Da. Și tot așa continuă. Pe chestia asta pe mine mă scoate din mână complet. E ascunsă. Durează ce au până de seama. Da, până îți dai seama, durează. Sigur că da. Da. Chiar așa. Ia să încercăm să uităm noi la numerele astea de sus. Pe coloană. Deci e vorba de 1, 18 și pe urmă 19. Ce părere ai? Să vedem, să vedem. 1 ori 1 plus 1. 1 ori 1, 1 și cu 18 face 19. Da. Ar fi 2 bine. Ori 2. Ai descoperit-o. Așa este? Da, 2 ori 2, 4, plus 6, 10. 5 ori 5, 25, plus 1, 26, 14 ori 14, da. Da? E fără, să vedem exact. 4 ori 4, 6, 4, 5, 4, 1, 6, 9, 1. 196. E bine? Da. 196 și cu 3? 199. Tare. Sau? Sau? Puteam să facem 199 minus 3. E egal cu ăsta la pătrat. Da. Dar nu, rețeta este asta. Da. 14 ori 14, că e ușor de văzut. Și plus 3. Da. Aici cât ar veni? 3 ori 3. 6. 3 ori 3, 9. Da. 9 și cu 7? Și cu 16. Deci au 16, uite cum l-am descoperit acum. Da. Acum 16 ori 17. Ia să vezi, 17 ori 17. 289. 289. Și cu 10? 299. 299. Deci B-ul este 299. E fantastic, am făcut problema. Da? Puteți face și noi tipul ăsta. L-am făcut deja. Păi am compus tot fel de greșiții. Dar, vezi, am început cu un antrenament ușor, ușor. Tu mă întrebai, dar unde vreți să ajungeți? Că eu nu prea am răbdare. Ce facem cu greșițiul? Se părea că eu nu mă uit deloc la greșițiul. Da? Dar eu pregăteam terenul. Pentru ca tu să sesizezi și ai sesizat foarte ușor. Da. Da? Când ți-am venit cu modelul ăsta, cel din la pătrat plus ăsta, ai înțeles că asta s-a aplicat aici. Cum s-a aplicat în patru
situații, același lucru am continuat și aici și noi trebuie asta să... Asta e enervant, că totuși dă niște numere așa, cam... Aiurea. Da, și nu... Ele au o rețetă însă, în spate. Cu cât rețeta e mai ascunsă, cu atât... Cu atât exercițiul este mai dificil. Dar autorul este drăguț că el spune, vezi, după rețeta coloanelor ăsta de 4 ori aplicată, adică dacă lăsam mai una sau două coloane, nu mă puteam prinde că 18 ăsta, cum ai spus tu, 19 este egal cu 18 minus 1. 18 plus 1, nu? Din coace nu mai mergea. De aceea, imediat, ți-au mai pus două, trei coloane ca să spun, insistă tu până când descoperi chestia asta, la pătrat ăsta plus 18. Adică, ce înseamnă la pătrat? Mulțumim cu el, prin el însuși. 2 la 2 ori 2 plus 6, 5 ori 5 plus 1, 14 ori 14 plus 3 fac 199. Da, un exercițiu... Cum ți-a plăcut aici? Foarte... Da. Tare, nu? Da. Tare. Dar acum ce satisfacție ai când ai găsit, vezi? Eu nu mă gândeam. Așa. Deci la, în fața unui astfel de exercițiu ești într-o dirută completă, totală. Da. Acum, o să ai mai mult curaj când cineva îți dă o rețetă. El o gândește în culise și îți dă un mod de obținere a șirului, a termenilor, și tu continui. Da. Acum, o să ai, îți încerci mai multe variante, le ascunde, ridici la, prin el însuși, tot ce am văzut pe aici. Da. Acum vine urmă... Și ce trebuie să facem aici? 16? Da, dar trebuie să adunăm... 299, parcă așa. Suma, da. 16 plus 299 și care face? Imediat să calculăm de pe pixurile. Zicem 2, 9, 9 plus 16. Asta e calcul. 5, 1, 3. 315. 315, da? 315 este rezultatul. Bine. Mai este ceva aici de... Nu, nimic. Nu? Egeștiul ăsta. Cu cine alegem de aici? Din egeștiul ăsta 4. Cu ce chestiune? Să luăm tot felul de rețete până dacă poate o găsim chiar noi. Aie! Să facem chiar noi. Da. Deci rețeta este prezentată așa și este ascunsă. Noi trebuie să descoperim cum din termeni din față să obțin. Da? Deci asta ar fi ideea. Bine. Și nu abandonăm, nu? Nu abandonăm pentru că am sesizat. Avem șanse dacă insistăm. Dacă am abandonat, înseamnă gata. Acum am ajuns la un exercițiu care îl știu. Da, atunci mă ajut și pe mine să văd cum îl facem. Te rog frumos, este al câtele al? Al cincelea, din al șapte. Șapte. Sunt șapte? Da. Mai am câteva fișe, cred. Te rog. Nu știu neapărat. Ce spune? Se consideră numărul M. Da? Este 1 ori 5 plus 2 ori 5. Deci numărul M este egal cu. Egal cu. 1 ori 5. Așa. Plus 2 ori 5 plus 3 ori 5 plus puncte plus 111 ori 5. Da, ori 5. Care este ultima cifră a numărului M? Bine, ușor. Zi? Imediat. E suma lui Gauss exercițiul ăsta. Știu super asta, e suma lui Gauss. Și aici trebuie imediat. Păi, dar nu-mi dau seama cum e suma lui Gauss. Hai să mă gândesc la suma lui Gauss, că nu prea știu. Stai puțin să vă amintesc cum am făcut suma. Imediat vine. Nu, aici stăm. Aici stăm. Păi gata, ce facem aici? Dar eu dacă tu pleci și mă las singur. Trebuie să văd aici. Deci... Se filmează și eu nu văd nimic aici. 5 imediat plus 1 așa. Și 1 ori 5. Voi, prieteni, știu că în momentul în care veți vedea exercițiul ăsta, ați avea răspunsul, dar iată că eu nu l-am.
E, imediat, imediat. Știm că se... Să văd dacă îmi dă numărul. Dar tu știi răspunsul la numărul? Da, 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 este 0 ultima cifră. A, ultima cifră e cu 0. 0, 0, imediat, imediat. Imediat. Hai să punem împreună, dacă nu ți-o amintești, da? Dacă ți-o amintești, că eu nu mi-amintesc, dar eu trebuie să o iau din urmă, că nu prea știu foarte multe lucruri. Nu, mie mi-a dat. Cât? Care e ultima? Care e numărul? Ori, cred că este 1000, mi-a să adună 560 ori 2, este egal cu 0, 2, 1120. Tu spui că ar fi 1120 egal cu semn de întrebare. Sau 280. 1180. 20. Sau 280. Sau 280. Da. 280 ai zis, da? Da. Și într-un caz și într-altul, da, e mare diferență între unul și celălalt. Nu sunt sigur cel care ți-o depărțire sau înmulțire, dar cred că este de... Că de împărțire. Nu știu, nu sunt sigur. Păi hai să facem împreună, hai să încercăm așa. Am făcut la acolo la test și l-am făcut cu oamenii, dar bine, dar aici nu mai amintesc ce am făcut. Nu nimic, să spun că și eu am făcut o problemă la gazetă la un moment dat, am compus în gazetă acolo și am uitat cum am făcut-o, când o am publicat-o și am uitat să-mi vrut să o fac, n-am mai putut să fac. Era a mea, era semnată de mine, creată de mine. Dar uitați să rămâi șmecheria. Acum și tu aici nu-ți dai seama ce ai făcut acolo. Da. Ai zis că e ceva cu Gauss, da? Da. E cum calculezi suma S egal cu 1, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus puncte plus 100. Cu cine este egal suma asta? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus puncte plus 100. Cu cât este egal? Da. Păi trebuie să luăm 1 plus 100, 101. Aha, foarte da, bine. Știu. 101? 101, imediat. Cred că este ori 2 sau împărțit. Păi da, nu trebuie să te... Trebuie să aflu numerele. Păi sunt 100 de numere. Nu? Păi da, hai să vedem câte echipe de 101 să fac. Cel de față este cât? 99. Și 12 cu 99, cât face? Mi-am amintit. 101. Mi-am amintit. Deci așa se face. 100 ori 100 în paranteze. Uite așa. 101, da, ori 100 în paranteză împărțit la 2. Dar de ce se împart la 2? Pentru că se pune în grupe de câte 2. Ah, stai. Da. Deci ori 50 mai degrabă. Mi-am amintit și eu cum se face. Da? Da, deci, mi-am amintit. Deci primul plus ultimul. Da. Deci egal cu primul plus ultimul. Da. Deci 1 plus 100. Ori câte echipe sunt? Câte echipe de astea sunt? Ori 50. Da. Ori 50. Da. Nu sunt ori 50 de echipe de astea, câte două? Mi-a dat. Și face cât? Știu. Egal cu 101, ori, în loc de 50 pot să spun 100, ori 100 împărțit la 2. Da, eu am făcut-o. Da? Pe prima. Am zis și eu răspunsul. Da? Deci 100 ori 100 împărțit la 2 și într-adevăr 101 ori 50 fac 5050. Mi-am amintit-o. 5050. Mi-am amintit-o. Deci să mă întorc și la ieșitul tău, vrei să spui că știi corect cum trebuie făcut, da? Da. Deci hai să zicem. Deci puneți egal de la capăt. Deci M egal cu, scriu din nou. Da, este egal cu paranteză. Da. 1 ori 5 plus 111 ori 5. Plus 111. Deci, ori 5. Ori 5. N-ați paranteză, nu trebuia să o închideți încă. Nu? Nu.
Sau puteți, da, puteți să închideți să puneți ori 100 sau în paranteză ori 100. Așa. Deci ori 100. Da, ori 100. Da. Dar câte numere sunt? Sunt mai multe pentru că trebuie să numărăm câte numere sunt. Deci sunt ori 1, 1, 1. Sunt 111. 111 numere și trebuie să punem 111. Ori 111, așa e corect, da? Da, da. Ori 111 împărțit la? Împărțit la 2. Împărțit la 2. Cam așa, așa pare să fie rezultatul, da, corect, da? Și 560 ori 111 este egal cu 160 ori 111, 0, 6, 5, 0, 6, 5 și 0, 6, 5, 0, 6, 1, 62.160. Cât? În paranteză de 560. 560 ai zis, da? Da. Ori 111. Ori 111. Împărțit la 2, da? Împărțit la 2. 160 ori 111 este egal cu 62.160. 62.160. Eu cred că faci mai mult. Imediat. Da, eu cred că e bine. 5, 0, 6, 5 și 0, 6, 5, 0, 6, 1, 1, 2. E corect? Da? Adică tu spui că 560 ori 111? Da, calculat. Ar face. 560 odată, iar 560, nu? Și iar 560, că 1 ori 0, da. 6, 11, da, 2, 2, 6, 600, v-am spus, 62.160, da? Da, da. Și acum puteți împărțim la 2? Să calculez. Putem împărți la 2? Păi da, acum calculez. Da. Mai fac o dată calculul ca să ne asigurăm. Ne asigurăm. Deci. Da. Bun. Lasă așa deocamdată pentru că eu am niște întrebări. Nu corespunde nici cum de 1120. Nici e prima dată, atunci am greșit, eu n-am mai pus ori 111, n-am pus acolo atunci și mi-a dat altfel. Da? Da. Și nici 280, nici cred în formă. Cred că acesta e rezultatul am văzut și pe internet la comentarii acesta, a scris că ultima cifră e 0. Păi este 0. Păi este, deci cred bun, că... Dar și aici e 0 și la tine. Da, numai că atunci n-am pus 111, n-am pus ori 111 și atunci a picat. Nu cumva ar trebui să mai insistăm la greșitul ăsta, că se pare că nu sunt suntem, niște... Nu suntem siguri. Dar n-ai o logică clară în există. Da? Da. Da. Deci nu ai o logică clară în chestia asta, te rog. Nu sunt. Da, și eu ce să fac? Nu, pare foarte bine că el a avut inițiativa asta. Da. Că suntem la un moment de încurcătură. Da. El a înțeles că
sunt niște sume acele Gauss, cum se zic în literatura de specialitate pedagogică. Și aici era vorba să calculăm suma asta la X-ul 5, care înseamnă 1 ori 5 plus 2 ori 5 plus 111 ori 5, să arătăm că în final numărul care rezultă are ultima cifră 0. Eu așa am făcut. 1 ori 5 plus 111 ori 5 ori 100, scrie pe tabla, chiar am zis eu, 111, împărțit la 2, la 260 ori 111. Gata, eu am înțeles. Nesiguranța noastră de acum, a mea și a ta, a fost ușor sesizată de el și atunci spune, hai să o ducem pe, pe bunii mine. Foarte tare! Foarte tare! Aduceți și cățelul și cățelul! Stai să vedem, să vedem acum. Eu vreau un pic să punem ordine. Pentru că se pare, tu nu ai lucrurile clare cu semnele astea Gauss. Ba, eu știam, numai că m-am uitat și eu. Da, eu cred că e bine. Că eu știu la se mulțește la număr în numerele acestea care sunt și de număr impar. Dar tu știi povestioarea cu Gauss ăsta cum s-a întâmplat? Nu. Da, deci, știu, o știu. Te rog să spui. Deci, Gauss n-a știut, a făcut cred că ceva, a făcut o boroboață, să zic așa. Și învățătorul le-a pus pe coș de nul și a zis, rezolvă ecuația, că a dat o ecuație la fel ca aceasta. Și zicea să o rezolvi, iar când o să o rezolvi, o să te poți să pleci de pe coș de nul să te întorci în bancă. Și el a rezolvat imediat. Și după aia s-o mira pe învățătorul. Asta e o variantă a povestioare. Da. Una dintre, o altă variantă e următoarea. Învățătoarea lui George avea clar un lucru. Când ajungea să pune problema să adune numele la 1 la 100, era pentru a doua, a treia, nu știu când își propunea ea. De fapt, se întâmpla următorul lucru. Avea de făcut un spate a unui plovăr. Ce înseamnă? Să croșeteze, să împletească un plovăr. Și nu n-am mai putut acasă cu multe treburi și o să îmi dau la școală, îi dau la copii ăștia să adune numele la 1-100. Deci așa zic așa, calculați voi, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus puncte, puncte plus 100. Da? Calculați toată suma asta, din toți anii, din toată experiența ei din urmă, copiii ziceau, 1 plus 2, 3. Plus 3, 6. Și 4, 10. Și cu 5, 15. Și cu 6, ăsta, 21. Și dă și dă și dă și muncește. Și ea știa că în 4 ore copiii termină. De adunat. Iar în așa 4 ore, ea stătea linșită că își făcea plovărul. Își făcea și își proșeta plovărul. De data asta, în clasă se află micuțul Gauss, care avea să devină cel mai mare matematician și care micuț Gauss când ea și-a scos din plăsuță andreile și să înceapă să croșeteze, el cu tablița în mână s-a dus, doamna învățătoare, eu am făcut. Ea supărată, ce ai făcut? Du-te la bancă acolo și lucrează. El a plecat supărat, așa, trist, dar ești dă-ți seama odată că-i mai făcut să refigură de asta. Și ce vină cu acel înapoi, să văd. Și când se uite la rezultatul, perfect. 5.050. Asta este rezultatul sumei. 5.050. Și atunci întreabă, cum ai făcut? Păi doar așa învățătoare am văzut așa. Sau doamna învățătoare, v-a spus atâta vreme ce. 2 și cu 100, acum 101. 1 și cu 100, 101. 2 și cu 99 ăsta din față fac tot 101. 3 și cu ăsta din față 98, iar fac 101. Da? Și câte echipe de astea am făcut eu oare? M-am întrebat. Păi dacă ele sunt 100 din numere, făcându-le câte două, câte două, am zis că am făcut 50 de echipe de astea. Deci este egal cu 101 ori 50. Da. Și egal cu
ori 10 înseamnă 101, zice, ori 5 ori 10. Și egal cu 101 ori 10 fac 1010. Și ori 5 face 5050. 5050. Am luat înainte. Foarte frumos. Foarte frumos. Deci vezi, ține minte toată viața de acum. Am făcut asta. Da? Ține minte că sumele acestea așa se calculează. Dar dacă spun așa, să calculezi suma 7, suma S egal cu 7, plus 8, plus 9, plus 10, plus puncte, plus 100. Cred că am greșit exercițiul ăla, e număr impar de numere. Un număr nu are cu cine să se cupleze. Nu? Nu știu, eu m-am, nu prea am priceput ce ai făcut tu aici. N-am priceput. Dar am făcut acum, vreau să pricep chestia cu Gauss. Da. Că mie nu prea mi-e clar. Și vreau să înțeleg eu bine chestia asta și îndată să mă întorc acolo la ce ai făcut tu. Că eu nu l-am luat decât, n-am luat așa decât varianta ta. Da. Dar nu știu dacă e corect. Tu ai dat una, două, ai revenit după aceea, ai dat a treia variantă. Noi ne toacem aici, hai să pătrundim aici, că tu o să limpezești lucrurile. Deci, George, cum ai faci tu suma asta? 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 100. 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 100 plus 100. Ușor. Așa, 7 plus... Vă ditez? Da, păi eu de... 7 plus 100 în paranteză. 7 plus 100, adică primul plus ultimul, da. Da, în paranteză. Ori 100 împărțit la 2. Sunt 100 oare? Da, sunt 100. Sunt 100 de termeni? Da, da, vă spun. Sigur? Sigur. Apoi nu. Se scade cu 7, nu? Păi, scădem din 100 pe 7? 93. Și adunăm 1, că luăm și pe 7. Da, atenție. 94. 94 de termeni sunt acum. 94. Deci, ori 94... Împărțim la 2, nu? Adică jumătatea la 94. Că facem grupe de câte două. Da. Deci, cât grupe sunt acum? 47 de grupe. Nu mai sunt 50 ca data trecută. Că începem la 7 să facem grupele. 7 cu 100, 8 cu 99, 9 cu 98 și așa mai departe. Ele sunt în total acum 94 împărțit la 2. Cât face? 47 de grupe. Da? 47 de grupe. Și de aceea, spunem noi, important să afli numărul de termeni. Da. Deci ca să afli câți termeni sunt, fii atent ce faci. Din ăsta, scazi pe cel care începe, deci 100. Deci numărul termenilor, număr termen, este egal cu, numărul de termeni, egal cu 100 minus 7, 100 minus 7 plus 1. 100 minus, deci el din capăt, scăzut primul, plus 1. Plus 1 pentru că le-i și pe el. Și face atunci cât? 93 plus 1, 94 termeni. Deci 94 de termeni. E foarte tare chestia asta. Deci noi... Acum am prins chiar formula generală. Dar, deci, dacă spun așa, să se adune suma, să se facă suma S egal cu 93 plus 94 plus 95 plus puncte, adică plus foarte mulți termeni, până la 1000. Egal cu suma asta. Deci, 93 plus 94 plus 95 plus puncte plus 1000. Te rog să mă ajut să spui cum mă descurc, cu cine este egal.
Bine, mai întâi aflăm numărul de termeni. Adică? Deci numărul termenilor. Numărul termenilor. 1000 minus 93 plus 1. 1000 minus 93, ai zis bine, plus 1 și egal cu? 907. Face 907 plus 1 este 908, numărul de termen. 908. Și atunci, aici în formulă, continuăm. Și după aia, 1000 plus 93 în paranteză, ori 908, așa, împărțit la 2. Ori 908, cum ziceți voi, ori 100, trebuie să renunțați cât de repede când intrăm în clasa a 5-a, numai cu punctul acest lucrăm. Punctul la mijloc. A de ce? E mai ușor? Nu, pentru că ori un probleme apare și ca necunoscut X. Și se confunde X-ul acela, multe exerciții, X e necunoscut, și nu știu ce, și atunci de ce s-a renunțat. Da. Și se consumă mai multă cretă, ca să-l faci cu ăsta în loc de un punct. Da? Deci 908 ori împărțit totul la 2, da? Și gata, te descurci de aici încolo. Foarte tare, foarte tare. Important numărul de termen să-l afli. Ei, ia să zicem noi cu cine este egal suma următoare. Suma de la exercițiu. Asta de aici lăsăm pe prietenii noștri. Nu aici, la primul. Nu mă las încât m-am treabă. Nu. De m-am treabă, tu înțelege? Încă nu mi-e clar ce ai făcut tu acolo. Bine. Și eu nu, nici nu mă pot pronunța că e bine, că e rău. De ce mă pregătesc să înțeleg exercițiu? Bine. Da? Uite, ce fac eu acum? Aș vrea să vezi... O să zic eu unul? Mai lasă-mă un pic pe mine. Este egal cu 1 plus 2 plus 3 plus 5 plus 6 plus 7 plus puncte, puncte plus 100. Egal cu? Zi-mi. Da, bine. Deci, e diferit. E diferit. Nu sunt toți termenii. Îl sar pe 4. Și după unde este 4? Da, vreau să mai zic un singur lucru. Păi, e un șir și după 3 numere de 6 plus 7 plus deci, 8 respectă frumos. 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10, să zicem, respectă. A, deci doar 1 sări. Doar deci am sărit pe 1. Și dacă am sărit pe 1 din ei, nu mai este sumă Gauss. Deci asta nu mai este o sumă Gauss. Numai trebuie să fie perfect. Să fie ori toți termenii, ori din 2 în 2. Iată că dacă îți dau pe următoarea. Vreau suma S egal cu 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10, plus puncte, puncte, plus 100. Aceasta este o sumă Gauss. Pentru că i-am prins pe toți aia par. 2, 4, 6, 8, 10, puncte, puncte, 100. Dar scrie mai șmecherie, mă. Da. Deci, 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus puncte, 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 plus 100 este egal cu 2 plus 100 în paranteză. 2 plus 100 în paranteză, primul plus ultimul. Ori cât sunt ei? Cred că sunt 50. Cred că sunt 50. Din ce motiv? Pentru că din 2 în 2 și 100 în partea 2 este egal cu 50. Asta-i. Deci faptul că sar din 2 în 2 înseamnă că trebuie să împărțim la 2 pe 100. Că da. Dacă ar fi fost, da? Deci, numărul termenilor este egal cu numărul termenilor egal cu 100 minus 2 100 minus 2 da. Adică primul minus ultimul, că așa am făcut până acum da. Primul minus ultimul da. Împărțit la 2, că sar din 2 în 2 plus 1. Da.
Deci primul minus, ultimul minus primul. Da. Cât ar face aici? 100 minus 2. 98. 98 împărțit la 2 face 49. Da. Și cu 1, 50. 50, da. Perfect. Sunt 50 de termeni. Numărul de termeni. Ai zis bine. 50 de termeni. Ai intuit. Corect. Așa că numărul de termeni fiind știut, deci ori 50, ori numărul de termeni, da, împărțit la 2. Știi bine, că împărțit la 2, asta e suma, că facem grupii de câte 2. Da. Câte 2, de ce împărțit la 2? Și atunci suma va fi cât aici? 102, nu? Da. 102, împărțit ori 50, trebuie să facem mulțirea, să vezi cât facem. Cred că face 51.000. Te-ai zis 51.000? Da. De unde te-ai dus? Sau 100... Păi 102 înmulțit cu 50 împărțit la 2. Hai să facem 50 împărțit la 2. Păi 25. Atunci 102. E mai ușor așa. Vezi, mai șmecherea, asta e toată. 102 ori 50. Și ce să mulțesc eu cu 50 până par numărul cealaltă mare la 2? Da. Deci 102 ori, 5, ori 25, da? 5, da. Și te rog să-ți spui cât face. 102 ori 25. 2550. 2550. Mi se pare că ar fi aproape jumătate de astea. I-a fost 5050 și cât ai zis? 2000, așa spui tu. 2550, nu? Da. Bun. Important este că tehnica de lucru, asta trebuie să fie, da? Ei, te rog să-mi spui acum cât, care este suma următorilor termeni. A, credeam că trecem la urmă. La ești tu la împărățit, parcă, nu? Da. Tu ești supărat pe mine acum. Păi, într-un fel, zici, băi, iar bați câmpii, profesore, iar bați câmpii și nu, ce fac eu cu ei și ce acela? Ne pregătim ca să-l putem aborda corect. Da. Hai să vedem încă o dată. Hai să ne întoarcem la suma asta. S egal cu 2 plus 4 plus 6 plus puncte puncte plus 100. Despre care tu ai spus că este egal cu, nu știu cât ai spus mai devreme, am calculat-o deja. Da. Eu mai pot să scriu, să zic așa, 2 ori 1 plus 2 ori 2 plus 2 ori 3. Păi da, în loc de 2, zic 2 ori 1. Da. În loc de 4, 2 ori 2. Da. În loc de 6, 2 ori 3. În loc de 8, 2 ori 4. Și mai departe, plus puncte, puncte, plus 2 ori 50. Hai, dar nu-mi scrii. Da. Te ia, te fură peisaj. Nu, mă gândesc la problema prima și știi. Vino aici lângă mine ca să o putem face când ne întoarcem noi când simțim că suntem pregătiți. Eu cred că știu. Da? Și ca mai departe cu. Acum, fiind 2 ori. Păi facem așa. Păi știm că aflăm mai întâi suma. Numărul numerelor, da. Știam că e 50, am făcut chestia asta. Da, deci nu mai scriem. Eu vreau să-ți atrag atenția asupra unui lucru, dar nu reușesc încă. Uite la ce, George. Cât face 2 ori 8? 16. Dar 2 ori 8... În loc de 8, pot să spun 3 plus 5. 2 ori... 16. Dar înseamnă 2 ori 3. Da, știu. 2 ori 3 plus 2 ori 5. Cum se numește proprietatea asta? Aplicată în adunării. Mulțirea asupra adunării. Cum se numește proprietatea asta? Cred că se numește metoda. Nu e metoda. E o proprietate foarte tare. Foarte clar, când ai învățat, când ai zis mulțirea? Da. Comutativă. Nu. Comutativ când schimb poziția. Le comuți între ele, cum ar zice. 2 plus 3 egal cu 3 plus 2. 2 ori 3
egal cu 3 ori 2. Dar asta, mulțirea față de armă, se cheamă distributivitate. Da? Distributivitate. Să-ți notăm și noi aici. Distributivitatea înmulțirii față de adunare. Scrim în dreptul său, da? Distributivitatea. Distributivitatea înmulțirii față de adunare. De adunare. Distributivitatea înmulțirii față de adunare. Da. Adică, eu la ce insist acum? Egalitatea asta, George, poate fi văzută dinspre stânga spre dreapta, dar și dinspre dreapta spre stânga. Deci putem citi și așa. 2 ori 5 plus 2 ori 3 este egal cu 2 ori 5 plus 3. Da. Fenomenul ăsta de a scrie în felul ăsta se numește scoaterea în factor comun. N-am văzut asta. Păi da. Eu acum insist pentru că la probleme de excelență, la chestiunile astea, sunt niște lucruri din urmă pe care învățătorii nu reușesc să le puncteze cum trebuie și pe tine elev te scoate din mână. Nu ți-e clară ce se întâmplă cu asta. Da. Da? Deci așa, egalitatea, pe asta o știi, nu? Știi din clasă. Ți-o vorbi doamna învățătoare despre distributivitate. Da. Păi, dar nu știam cum se numește. Mai țin aminte. Uita să-și... Dar știa să fac asta, dacă îmi zicea... Bun. Și acum merg un pas mai în față și am spus că egalitatea, orice egalitate poate fi văzută dinspre stânga spre dreapta și dinspre dreapta spre stânga. Și când am scris-o invers, este aceeași de mai înainte. Da. Dar faptul că scriu 2 ori 5 plus 3 da. Este momentul pe care elevii nu-l înțeleg deloc. Și cu asta eu fac un serviciu nu numai copiilor de clasa a 4-a, ci tuturor celor care termină până când termin liceul. Au o problemă complicată, că nu știu ce înseamnă factor comun. Adică am văzut pe 2 un factor comun și aici și aici. 2 și colo și colo. Și scriu 2 ori 5 plus 3. 2 ori 5 plus 3, da? Deci ce am spus acum se cheamă scoaterea în factor comun. Da? Scoaterea în factor comun. Da. Scoaterea în factor comun. Este foarte tare chestia asta. Dacă ei nu fac la timp, iată că copiii, eu și sări la mine și au spus, de asta ne-am făcut. N-am auzit treaba asta. 2 ori, cât? 5, da? Da. 2 ori 3 plus 2 ori 5. E bine. În momentul de față, ia uite-te tu aici, 2 ori 1 plus 2 ori 2 plus 2 ori 3 plus 2 ori și așa mai departe. 2 ăsta, despre 2 ăsta nu-l vedem comun? Comun la fiecare termen? Da. Îl vedem comun și atunci, pe baza a ceea ce am spus mai devreme, pe 2 îl continuăm și scoatem în factor. Îl punem egal mai departe. Deci, doar și te la ieși, iese egal cu, scrie din nou, 2 plus 4 plus 6, trebuie să scrie din nou, da? Iese egal cu 2 plus 4 plus 6 plus 100 plus puncte. Egal cu 2 ori 1 plus 2 ori 2. Ai scris așa? Scrie. Hai. Egal cu 2 ori 1. Plus 2 ori 2. Plus 2 ori 3. Da. Ei bine, egal mai departe, o să spun că e egal cu 2 ori și ce a rămas din primul? Rămas 1 din primul factor. Da. 1 plus. Din al doilea cât a rămas? Pe 2 ăsta l-am scos. Tu rămas 2 de aici. 1 plus 2 plus din următorul termen. De rămas 3. Trei. Da? Plus din următorul
Mi-a rămas 4, ar fi trebuit să scriu, dar printre puncte, puncte, nu înțeleg pe ăla, da? Da. Plus și așa mai departe, plus puncte, puncte, în sfârșit, la sfârșit, tocmai la sfârșit, a rămas 50. Da? Deci 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus puncte, puncte, plus 50. Micșorăm! Ne este mult mai ușor să facem suma aceea, da? Da, da. Mi se pare că nu acțeai totuși. Se ascund din chestia asta în culise, da? Dar eu vreau să-ți atrag atenția asupra acestui lucru foarte important. Da. Și acum suma asta o știți să o calculez. Deci pe 2 îl scriu în față, egal cu 2 ori. Primul plus ultimul, ca să ai treabă ușoară de către tine, să duci la îndemână. Deci 1 plus 50. Oricât sunt ei, sunt 50, nu-ți mai bați capul aici. Nu-ți mai bați capul că sunt, că-i vezi clar că sunt. Sunt 50, ori 50, împărțit la 2. Știi bine, nu? Da. Ori 50, împărțit la 2, cât-ți fac echipe, decât de două. Da. Așa. Și acum gândi-ne. Egal cu 2 ori 51, 2 ori 51, ori 50 împărțit la 2, 25. Și este egal cu... Dar știți, nu respectați omina fraților. Le respect la mulțiri, la operații. O să insist și pe ordinea operației. Insist foarte tare, că aici este o capcană foarte tare. Da? Deci în clipa de față... Eu nu fac așa. Eu... Nu riști. Nu riști. Am să insist. Acum, crede-mă că e foarte bine. Deci 2 ori 51... Ori 50 ar trebui să înmulțesc. Da. Și până în rezultat să împărți la 2. Da. Dar dacă eu înmulțesc cu 50 împărți la 2? Sau cu 2 împărți la 2? Este ca să faci un... Chestii, este aceeași chestie. Da, dar nu... Este aceeași chestie. Am să insist la ordinea efectuării operațiilor, nu se impune cu strictețe respectarea în operații de același grad, nu? La operațiile de același ordin, adică dacă sunt înmulțiri și împărțiri, da, trebuie respectată în ordinea aceea. Da. Da? Deci asta spun și eu, dar eu ce am făcut? Nu am zis asta împărțit la asta și înmulțit cu asta, ci împărțirea la sfârșit aici. Deci am permis și mie este foarte bine. Cât face aici? 2 ori 25, 50, 51 ori 50, 51 ori 50 și face 5 ori 1, 5, 5 ori 5, 25 și cu 0. 2550, cum ați făcut și voi data trecută. Da. Vă amintiți că 2550 o dați și data trecută. Da. Care-i noutatea? Te rog să mă urmărești aici. Este superb. Aceeași sumă făcută, 2 plus 4 plus 6 plus 100, da, 2550. Da. Dar făcută în varianta asta, tot acel rezultat este... Tot același rezultat, însă este important să fi sesizat varianta asta de scriere ca 2 ori 1, 2 ori 2, 2 ori 3 și așa mai departe, ca tu să vezi numărul termenilor deodată. Aș vrea să aflu un singur lucru. Aș vrea să punem și pe tablă 1 plus 2 plus 3 plus 4 sau plus puncte, puncte, puncte este egal cu 101. Adică să dau rezultatul? Să dați rezultatul este sumei. Plus 101 este egal cu semnul întrebării. Cu 101 să fie ultimul număr. Bun, fac și asta. Deci tu spui să... 1, da, că, să văd, cred că se... Da, e număr impar. Cred că se scade 1 pentru că 1 se adună 1 pentru că 1 dintre ele n-are pereche. Nu, el rămâne foarte bine acolo. Tu vrei să mă pui pe mine în situația aceea când am un număr impar de termeni de adunat. E cald, nu? Deci, e frig. E frig? Tot drumul la căldur. Nu am încălzit aici matematica asta aici. Bate reflectorul la mine foarte tare. L-am închis? Probabil că o fost închis, nu știu. Să-l puțin centrală, nu mai merge nici așa, nici așa. Așa. Bun. Mă întorc și tu îmi spui, ai în sufletul tău o chestiune, un moment de panică și te întrebi așa. Cât face 1 plus 2 plus 3 plus 4
plus 5, da? 1 și cu 5 face 6. Da. 2 și cu 4 face 6. Da. Și 3 ăsta rămâne, ce mă fac cu el, da? Cam asta m-ai întrebat tu. Da. Ăsta nu mai face echipă. Da. Cred că la adunăm. La... Să respecte ideea? Egal cu primul plus ultimul, să mergem după rețetă. Da. 1 și cu 5. 1 și cu 5. Oricât sunt ei, oricât sunt ei, 2. Cât sunt? Câți termeni sunt? Câți termeni sunt? Da. Că sunt 5. Ori 5, împărțit la 2. 6. La 30, 15. Da. Rezultatul e 15. Ce s-a întâmplat, tu spui acum? Cum? Că nu s-a mai... Fiind 5 termeni, 5 nu se împarte la 2, se împarte celălalt. Vezi că aici este un produs. Practic se întâmplă să avem așa 6 ori. Deci că nu se schimbă nimic? Nu s-a schimbat nimic. Da.